Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie realizată în parteneriat cu Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, în Republica Moldova. Ziua de 6 iulie a fost declarată oficial zi de doliu zi în care societatea comemorează victimele regimului stalinist cu precizarea că victime au fost pe întreaga durata perioadei de ocupație sovietică. Astăzi am propus să discutăm despre teroarea Uniunii Sovietice aplicată aici în Basarabia, despre rezistența băștinașilor față de puterea de ocupație și despre consecințele terorii roșii în partea stângă a prutului. Profesorul lecției de istorie de astăzi este rectorul Universității de Stat de la Chișinău, Igor Șarov. Bună seara și bine ați venit la lecția de istorie. Bună seara și bine v-am regăsit. Să pornim discuția noastră cu anul 1917. An în care, cunoaștem cu toții, Imperiul Țarist își dădea obștescul sfârșit, pleca în istorie. Iar în locul acestuia apărea pe harta politică a lumii acea Republică Sovietică Federativă Socialistă, care în decembrie 1922 a fost transformată în Uniunea Sovietică. Pentru început, foarte scurt, ce a reprezentat puterea sovietică pentru poporul rus? Dar și pentru celelalte popoare, care, la început, atunci, în acel an 1917-1922, au fost înglobate în acel colos. Pentru că despre noi ajungem să discutăm uh, ulterior. Evenimentul din 25 octombrie-7 noiembrie, pe uh, stil nou, uh, denumit în perioada sovietică-marea Revoluției Socialiste, din uh, octombrie, a fost nu ceva decât o întrerupere logica mersurilor evenimentelor din Rusia. Rusia, la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, era una din cele mai mari forțe economice ale lumii. Rusia pășise pe calea reformelor democratice. În domeniul culturii, în viața spirituală, s-au produs multiple schimbări. Școlile existente științifice în Rusia s-au afirmat printre cele mai puternice școli ale lumii, în această perioadă. Evenimentul din anul 1917 a avut consecințe grave, nu ulterior numai pentru teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, dar pentru întreg teritoriul. Mă refer, în primul rând, la multiplele vieți omenești care au decedat ca rezultat a acestui act. Teroarea roșie este nu altceva decât o consecință directă a acestui puci bolșevic și începutul războiului civil. civil este nu altceva decât o învrăjbire pe interior a poporului rus, divizarea acestuia și nu numai a poporului rus, dar tuturor poporilor care au locuit în acest uh, imperiu. Noi vorbim despre uh, sute de milioane de vieți omenești care au uh, 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 avut de suferit uh, sau au murit în uh, această uh, perioadă teroarea, represiuni, famite organizate, deportări, care au fost caracteristice nu numai teritoriului Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, dar întregului spațiu a Imperiului Rus. Slavă Domnului, în ianuarie 1918, această palmă de pământ dintre Prut și Nistru, Basarabia și-a declarat independența față de acea Uniune Sovietică, față de Rusia Sovietică pe atunci, iar la 27 martie 1918, prin vot absolut democratic, sfatul țării de la Chișinău, votează, decide unirea cu patria mamă România. Doar că Moscova a creat în stânga Nistrului, în octombrie 1924, Republica Autonomă Sovietică Socialistă moldovenească. Pentru început, care a fost scopul creierii acestei republici? Ce interes urmăreau cei de la Moscova? Ziua de 12 octombrie 1924, legată de uh, proclamarea Republicii Autonome Sovieti Socialiste Moldovenești în componența Republicii Sovieti Socialiste Ucrainene, inițial cu capitala în orașul Balta, iar apoi începând cu anul 1929 în orașul Tiraspol a fost nu altceva decât o tentativă de promovare și de expansiune a ideilor bolșevismului pe teritoriul Basarabiei și în, mai departe în alte zone ale Europei. Despre acest lucru ne vorbesc chiar cei care au stat la baza formării acestui, mai propriu grupul de inițiative din 11 persoane, format din Dicescu Dic, Grigori Cotovski, chiar în memoriul de formare acestuia, ei menționează că Republica Autonomă Soviet Socialistă Moldovenească este formată cu scopul de bolșevizare a teritoriului Basarabiei în anumite condiții istorice a teritoriului României și mai departe în Balcani. Acest teritoriu a fost folosit în permanență ca un poligon în expansia acestor idei. Fie în, uh, uh, fie în perioada interbelică, fie în perioada postbelică, atunci când era formată deja Republica Soviet Socialistă Moldovenească, uh, din 2 august 1940, Transnistria a fost și rămânea un poligon. Cred că până în prezent situația din punct de vedere politic inclusiv nu s-a schimbat. Cum trăia populația în stânga Nistrului în cadrul acelei Republici Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, în timp ce noi, cei din Basarabia, eram în componența regatului României. Curgeam iere și lapte în stânga Ministerului în perioada sovietică. Situația a fost una foarte dramatică. Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, făcând parte din acest teritoriu, au fost spuse acelorași măsuri care au fost caracteristice întregului teritoriu a Uniunii Sovietice. Ori vorbim de un proces de industrializare forțată, de colectivizare, vorbim de uh, represiuni, represiuni asupra diferitor uh, categorii și punctul culminant aici sigur că a fost anul 1937-1938, când represiunile au cuprins întreg teritoriul Uniunii Sovietice, inclusiv teritoriul uh, Republicii Formate. Cifrele sunt uh, îngrozitoare, diferite categorii de persoane au fost fie împușcate, fie exilate, fie condamnate la diferiți termeni. Și este important că fără de judecată de către dvoici sau troici. În funcție de viziunea Partidului Comunist, cât de periculoase acestea sunt pentru, pentru ei, că li se incrimina propaganda românească, fie că Uh, erau considerați uh, cheaburi ch ch în stăreți. Fie uh, opt categorii incluse în uh, un ordin special care a fost emis în anul 1934, prevedea o parte categoriile, dar de altă parte ce trebuie să le uh, incrimineze. Am doi prieteni uh, de mine, doi foarte buni prieteni, uh, care nu au știut despre soarta buneilor uh, lor. Un prieten din uh, satul Corotna, și un prieten din satul Părita. Deci în momentul când am publicat în anul 2010, 2011, mă scuzați, primul volum al uh, colegerii de documente cu represiunile din RSSM, re am venit acasă și a deschis respectiv uh, dânsul volumul. Deci pentru prima dată din 1937, el a aflat despre soarta bunicăi lui, care a fost luată din casă, împușcată și ei nu au știut nimic cazul de la Corotna. Cel de-al doilea caz, de la uh, Părâta. Părinții prietenului uh, meu au încercat în perioada dezghețului cruciovist, în anii 56-57, uh, să adresez o serie scrisori la Moscova, unde uh, li s-a deschis parțial uh, soarta bunelului, dar uh, până la urmă mi-au fost reabilitați după 1989. Aici, drag Vasile, vreau să atrag atenția spre cuvântului dramă. Noi desea, teoretizăm aceste evenimente uitându-mă la uh, hârtiile dintr-un volum de documente ca la soarta cuiva. Aceasta poate să se întâmple cu fiecare dintre noi în cazul unui regim totalitar. Erau doi țărani uh, simple, la care le-a fost incriminată o propagandă, uh, propagandă românească și era posibilitatea să scot din arhivele securității interrogatoriu pe 33 de pagini, la care Colegul meu plângea văzând ce se încrimina acestui. Acesta este o problemă legată de dramă. Regimul care a fost instaurat în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească după 2 august 1940, 1940. Ori după 23 august 1944, a fost un regim totalitar, în esență un regim criminal în care Partidul Comunist și-a asumat dreptul în numele poporului să-și dicteze uh, regulile jocului. În același timp, multiple din succesele uh, care au fost obținute pe teritoriul Basarabiei în perioada interbelică și care nu pot fi neglijate, și care, prin care diferite sfere, uh, fie sfera economică prin reforma agrară, fie reforma în domeniul educației, la care vreau să atrag un accent, uh, spun un accent deosebit, că Basarabia până în 1917 era una din ultimele la capitolul de alfabetizare între guvernele Imperiului Rusiei. timp de 22 de ani de aflare Basarabiei în componența României au fost obținute succes extraordinare. Basarabia s-a încadrat organic în viața administrativă a României în perioada interbelică. Apariția multiplelor reviste revenirea la viața spirituală, oricare în cinta acestui teatru în care ne aflăm noi, spectacolele care erau aici puse, încadrarea Basarabiei în tot ce înseamnă o viață culturală armonioasă, românească, a făcut parte din un program și un concept de idee dezvoltat de Guvernul României în acest, pe acest teritoriu. Aceasta este realitatea, aceasta este diferența între valorile democratice și valorile totalitare pe care putem să le vedem, cele două maluri ale Nistruului, într-o perioadă de timp perioada interbelică. În timp ce teroarea era la maxim aplicată de către puterea sovietică în stânga Nistrului, băștinașii, populația de acolo, cum reacționa? Există înregistrate cazuri de revoltă, de rezistență? Acestea erau acțiuni sporadice ale populației de revoltă. Acestea erau tentative de trecere a Nistrului. În unele cazuri cu succes, în alte cazuri soldate cu omoruri ale celor care au trecut Nistrul, ca să nu luăm noi uh, rinuitul caz de la Olănești. Da, în moment din ce, pădurea de la Olănești. Da, în pădurea de la Olănești, în momentul în care s-a făcut o tentativă de a trece uh, Nistru. Uh, oamenii au fost uh, omorâți. Deci locuitorii din stânga Nistrului vedeau în Basarabia, în regatul României, un colac de salvare. Exact, la o mare parte a țăranilor basarăveni și lucrurile acestea sunt atestate în multiple studii de specialitate la acest subiect. Sunt și cazuri când unii locuitori din stânga Nistrului au reușit să treagă cu bine în partea dreaptă a Nistrului refugiindu-se în România, cazul Isidor Sârbu, bunicul sau bunicul, da, fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care a și plecat la cele veșnice în România. Deci, Uh, exemple de acest gen sunt uh, foarte multe. Pot să vă dau de un, uh, un caz a trei uh, frați. Uh, din, uh, unul din ei a uh, rămas uh, pe teritoriul Basarabiei în perioada după unul uh, uh, în România și celălalt din Transnistria, cum s-a schimbat uh, familia Vizier în uh, Transnistria vizir în Republica Moldova și vizirul în uh, România. De observăm și din acest punct de vedere cum uh, uh, junglau cu familiile pentru a demonstra uh, în ghilimele. În ghilimele, sigur, da. Pentru a demonstra diferențele care există între familiile românești și cele de pe loc. Pe 28 iunie 1940, Basarabia este reocupată de această dată de către Uniunea Sovietică și foarte rapid puterea de la Moscova proclamă pe acest teritoriu pe 2 august 1940, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Întrebarea mea e dacă sovieticii chiar din primele zile au extins teroarea și în, stâng, și în dreapta ministrului sau au fost mai blânzi de la început cu băștinașii, dar și cu celelalte minorități care locuiau pe această palmă de pământ. Pentru că spuneau ei, au venit să ne aducă libertate și bunăstare numai nu libertate și bunăstarea. Suntem în această uh, săptămână, în săptămâna uh, în care ziua de 6 iulie a fost proclamată o zi de, uh, de doliu. Ziua de 6 iulie 1949, dar să nu uităm că înainte de aceasta a fost ziua de uh, 13, 12, 13, 12, 13. iunie 1941, atunci când peste 22.000 de oameni au fost deportați din Republica Sovietică Socialistă Moldovnească. De ce loveau atât de salbatic sovieticii în cei care locuiau pe această bucată de pământ românească? Frica. Doreau să impună frica prin metode caracteristice unui regim totalitar cu toate instrumentele de care am vorbit până acum. Fie represiunile, fie deportările fie inventarea din punct de vedere ideologic al anumitor clișee care erau impuse oamenilor și orice abatere de la acesta erau, erau pedepsite. De altfel, pentru mulți, Vasile, cred că nu a existat un răspuns la această întrebare nici pentru la moartea lor. Să văd, vă dau, un exemplu. Un prieten de-a meu, că s-au fost președinte de colhos a fost din cei deportați. Da. În perioada de după 1991 a fost și membru al Partidului Comunist, a crezut în idee până la sfârșit. Și, practic, în fiecare an ne întâlneam la zilele de naștere a prietenilor mei și, de fiecare dată, încercam să l întreb. Uitați-vă, cu toată drama a familiei prin care a trecut-o cu deportările, revenind până înapoi, răspunsul era următorul, știți, cei de la centru, Stalin nu știa de aceste lucruri, ca și ulterior <coughs> alți lideri de partid care au urmat în Uniunea Sovietică, toți o făceau doar liderii locali. Și faptul că am fost deportat, am fost deportat doar că cineva avea ciudă pe mine, orică intenționat m-a promovat într-o listă de cheabori. Oamenii încercau să-și justifice acțiunile lor prin prisma a soartei care au avut-o pe parcurs. Și acesta tot este un paradox, un exemplu de cum a care urmează să fie examinat și poate ne de multe răspunsuri la întrebările care ne macină pe noi și niciun fel de cifre pe care le punem pe masă despre orori de unui regim nu ajută în schimbarea unui lasă Da? Lasă rece. Din păcate. Chiar în perioada stalinistă, foarte mulți români basarabeni scriau scrisori lui Stalin, îi cereau ajutor, implicare în eliberarea unuia sau altuia din închisorile, lagărele sovietice. Oamenii credeau că Stalin e un el blând și nu știau că el, de fapt, este artizanul tuturor acestor orori. Atunci, pe moment, opiniile erau împărțite, intelectuale, o parte a intelectualității înțelegea prea bine care este esența acestui regim, o parte a țăranilor și exemplu de care v-am vorbit eu dumneavoastră, am, nu înțelegeau și credeau că, într-adevăr, la centru nu se știe despre acest lucru. De altfel, nu numai în perioada lui Stalin. Avem multiple de cazuri atestate și documente de arhivă și în anii 60, în anii 70, cu scrisori la Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și la Moscova, ori de la adresa organilor republicane de partid din partea cetățenilor Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, în care se încerca restabilirea adevărului în nou, opinia lor și aceste scrisori de cel mai multe ori rămâneau Neauzite. Sovieticii au recurs și la un proces foarte crunt de deznaționalizare, Da, Au impus, așa zisa, limbă moldovenească în acest teritoriu, o limbă pe care au inventat-o, este evident în laboratoarele lor de propagandă, au aplicat un în Stânga Nistrului, ulterior, au extins-o și aici. Când a început acest proces propriu-zis și. Care a fost reacția societății, în special a intelectualității? Acest proces își are germenii încă în, an, în anii la începutul anilor 20, în perioada interbelică, în special după 1924, dacă formarea Republicii Autonomii Sovieti Socialiste Moldovenești, tentativile de a arăta distinct existența celor două popoare, poporul moldovnesc și diferit de cel rom român. Trece ca un fir roșu. A fost un proces care, după 1946, a avut diferite forme prin crearea diferitor instituții de învățământ, prin crearea diferitor entități. Scopul cărora era unul foarte clar: de a demonstra că limba moldonească este diferită de limba română și tentativele de a interveni în gramatică trecerea la chirilică. Au fost părți componente ale, e, ale acestui proces. Dar intelectualitatea au pus rezistență față de aceste schimbări sau foarte rapid a fost redusă la tăcere? E, sigur că intelectualitatea n-au pus rezistență, numai că o perioadă îndelungată noi... E, nu am știut despre anumite acțiuni de aceste rezistență, că KGB-ul, cu toate metodele sale, suprima orice tentativă de acest gen și revin la cuvântul frică, frică care a însoțea fiecare din cetățenii care locuiau pe acest teritoriu, ori frica părinților pentru copiii de a nu le transmite un anumit mesaj. Vorbind cu mulți din colegii mei, am ajuns, am neprins la gândul, chiar și părinții noștri nu ne povesteau despre ororile prin care au trecut, spre exemplu, bunelul meu după 23 august 1944, trimis în Donbass, revenind acasă, la vârsta de 54 de ani a decedat, lăsând 8 copii în care bunica mea a fost nevoită să-i crească singuri. Asta este drama a unui popor. Și nouă nu ni se vorbeau despre aceste lucruri pentru a ne proteja, despre multiple lucruri, fiindcă nu știau cum noi vom putea utilize, utiliza această informație. Rezistența era nu numai în mediul intelectualității și a parvenit imediat după 1945 prin gruparea lui Filimon Bodio, ori prin Armata Neagră, ori prin arcașii lui Ștefan. Ștefan. Organizații care au existat în perioada 1946-1950 au activat pe acest teritoriu dar uh, acestea au fost într-o perioadă de scurt uh, timp uh, curmate. Uh, peste 200 de oameni au fost arestați, peste 100 de oameni reprezentanța ai organizației Arcașei, lui Ștefan, din celelalte uh, organizații. Toate au fost uh, curmate. Român, născut în județul Soroca, setul cu slănii o halamani în anul 1929, în 9 martie. În 1940, dumneavoastră aveați 11 ani, când cineva de la răsărit a venit chipurile să ne elibereze. Cum a arătat acea pretinsă eliberare? Unii o primeau cu alai. Gospodarii au primit o cu mare vigilență. Au adus, dacă se spun într-un singur cuvânt, minciună. Au așezat legile lor. Au format brigăzi din activiști și strângeau impozitul în natură. Tot ce se mănâncă era ceva groazne. S-au început primele depor deporteri care aveau scopul de a vârâ groaza în mulțime. Ne-au dus în vagoane închise, cineva spion neînscrise. ne înscrise. Ne-au dus în vagoane mute, că aveam peste o apă rude. Ne-au dus în vagoane roșii, că părâtul ne-au Ne-njurau urât de mamă, nu știau că vor da seamă. Când am văzut toate atrocitățile cu care eram loviți, am hotărât cu un coleg din Rochia, cu o clasă, el era a șase, eu eram a șapte, să organizăm o organizație de rezistență împotriva bolșevicilor. Inițial, organizația de rezistență se numea Penița. Și scriem adevărul ce se petrece la Uniunea Scriitorilor, la Sovietul Supremă a Moldovei, Sovietul Supremă Uniunii Sovietice, ne-am scârțit și în limba rusă ceva. Și la urmă am scris lui Stalin. Puțin s-ar fi încumetat la asemenea acțiuni curajoase, care au fost însă taxate imediat. Ion Muraru a fost aruncat într-un beci din satul Târnova și bătut acolo câteva zile de forțele închevediste. A fost eliberat. Torturile însă nu l-au frânt și a continuat lupta. Au rebotezat organizația de rezistență în Sabia Dreptății. Îndrăgostis de Sabia lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Atunci eu nu știm deloc absolut de Sfânta Scriptură. Nu știem că Sabia Dreptății este una în tot universul. Și că ea este cu două tăișuri de foc și iese din gura Mântuitorului. Acest lucru, cum pute să ne vină în gând? Și iată, se vede că el a fost pulsat. Eu cred că tot ce-am făcut a știut Tatăl Ceresc. A știut și Sabia dreptății atrăgea tot mai mulți susținători, iar la un moment dat, membrii mișcării au decis să schimbe penița pe arme. Noi de acum avem 12 ieși, am început a ne burzului, căutam armament să ne apărăm. Și fratele lui Pietro Lungu făcea armata în Subcarpatică și ne-a pregătit de câteva arme automate și era pe cale, ia ca, ia, ca, ia ca să li trimate. Dumnezeu, când a simțit lucrul ăsta, a dat minunatul ordin și ne au arestat. Activitatea organizației a fost deconspirată în 1947, iar membrii acesteia arestați. Și ne așteptam că vom fi judecați la pedeapsa capitală. Au fost condamnați la 10 ani de lagăr cu regim sever, 10 ani de exil în nordul îndepărtat al Rusiei, iar pentru 5 ani au fost lipsiți de drepturi civile. Când mi a anunțat un așa verdict, am sărit de pe scaun, că nu eram legați de scaun. Am sărit de pe scaun și am aplaudat. De bucurie că ați scăpat de pedeapsa capitală. Cum? A rămas viu a rămas viu. Eu mă așteptam la pedeapsa capitală. Și în îndată au pe armele asupra noastră. Mălceați, tăceați. Ne-au potolit, le-au citit sentința și la cei care au făcut armata în armata române. 25 de ani Pe atunci, Ion Muraru nu știa ce înseamnă să fie exilat în regiunile nordice ale Rusiei în exilul nordic, te lua precis la moarte. Ne-au mânat ca pe ne-am întors tot gospodari. În taiga lăsat am casă, tot cu poartă, tot frumoasă. Ne-au mânat ca pe jivini, ne întorsesem tot creștini. Tot creștini, întors suneam, tot ca țară tot ca neam. Nu regretați prin tot ceea ce ați trecut dumneavoastră? Deloc absolut. Ba din contră, sunt mulțumit. Și dacă ar spune toți sfinții, leapă de Moldova și vine la noi în rai. Nu, fraților, nu vreau rai, cum zice Iesenin. Da Rață-mi și în România. Or, dacă vorbim despre rolul intelectualității, aș putea aduce aici câteva uh, exemple, cred că unul din cele mai relevante ar fi uh, grupul uh, Usatiuc Gimpu sau uh, Partidul Unității Naționale. Alexandru Usatiuc uh, din comuna uh, Ivancea, uh, Gheorghe Gimpul, regretatul fratele, fostului fost președinte Republicii Moldova, domnul Mihai Gimpul, din comuna Colonica, au alcătuit multiple documente programatice care prevedeau fie unirea Pasarabiei cu România, vorbeau despre atrocitățile comisii de către organele represive Republica Moldovenească despre uh, raptul Basarabiei de la 18... despre anexarea Basarabiei de 1812, despre raptul Basarabiei din anul 1940, despre politica uh, promovată în cei ce privește probleme, probleme legate de limbă, istorie și chiar dacă în acest grup nu exista o unitate inițială de idei vizavi de forme, spre exemplu, Alexandru Usatiuc uh, opta pentru formarea în faza inițială a unei republici independente și ulterior a unirii cu România. În documentele de arhivat este acest lucru. Or, Gheorghe Gimp opta pentru unirea imediată cu România. La acest grup au aderat ulterior și Graur, și și, de păcate, toți au fost arestați în perioada anilor 1971-1972 și condamnați la ani grei din închisoare, la 6, 7 ori 8 ani din închisoare. Acest grup a adresat un memoriu lui liderului comuniștilor din România, Nicolae Ceaușescu, care i-a trădat. I-a trimis fostului lider al KGB-ului Andropov, viitorul lider a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, această informație. Și în scurt timp, aceștia au fost arestați. Pentru mine, Lectura cărților de istorie ce privește uh, regimul totalitar mi se dă foarte greu, fiindcă eu o privesc ca ceva foarte apropiat, poate se întâmple cu tine personal și drama uh, acestor uh, români pentru mine o privesc ca o dramă personală sunt adevărați eroi ai neamului, orice ce au urmat în perioada anilor 80, cazul lui Gheorghe David, care în repetate rânduri a scris scrisori fi liderului comuniștilor de atunci, Andropov, Cernenko, Brejnev, lui Gorbaciov în anul 1985, după demararea perestroicei, în care vorbea despre caracterul statului sovietic, despre faptul că armata în Uniunea Sovietică nu este una de defensivă, dar de nou ofensivă a urmare evenimentelor din 1979 din Afganistan, cu critica intervenției din Cehoslovacia din 1968. Exemple de acest gen pot fi aduse multiple, acum să mă vreau numai de intelectuali, mă refer și la tineri. Da? L-am renumitul caz al a, Asei Asiei Andruh și a colegii sale, nego din a, a, Liova, Lineagă, absolventă a unei școli din Leova, ulterior a venit la Colegiul de Medicină, a făcut cunoștință cu Asia Andru, care învăța la fostă școală numărul 1 din Chișinău și actualmente liceul Gheorghe Asache. Într-o zi, într-o noapte, mai precis în anul 1970, într-o noapte de toamnă, i a făcut inscripții pe 40 de instituții din Republica Moldova, cu caracterul uh, românesc al acestuia, pe Ministerul de Interne, uh, clădirea școlii numărul 1, a Universității de Stat din Chișinău, cum se numea atunci Universitatea de Stat din Moldova, pe clădirile editurii știința, uh, altor clădiri impunătoare. Da. Și într-o scurtă perioadă de timp, uh, acestea au fost uh, depistate. Soarta a fost una foarte grea după aceasta. Ce le-a influențat uh, mult a fost venirea grupului mondial în 1970 la Chișinău aveau o prietenă în România cu care corespondau, ascultau Europa Liberă, ascultau alte posturi de, de radio cu informații și nu puteau să tolereze neadevărul care era probat. Au fost tentative să le spună unor atacuri de punct de vedere psihologic să le incrimineze faptul de cum că au boli Pentru mentale. așa ceva puteai fi internat în, într-un spital de psihiatrie. Da, exact, într-un spital de psihiatrie, ca de altfel cazul lui Alexandru Moroziuc. Da? Tot un exemplu în opinia mea relevant, anul 1966, ziua am -o, cu siguranță, 28 iunie, ora 5 dimineață, în satul Alexandreni, la o fabrică de zahăr, în această zi de ,ă, drabă pentru poporul nostru. El a arborat la fabrica de zahăr din această localitate, drapelul tricolor, pe coșul de, ,ă, de fum, .ă, tricolorul care a fost menționat timp de 5 ore. Au venit organele de miliție de atunci, a KGB-ului, locuitor din jur, s-a asigurat din timp cu care Midi, pe care le-a aruncat pentru a se menține mai mult ca simbol și pentru a arăta uh, drama acestei, uh, aceste zile cu o conotație negativă pentru noi. Dar de ce am adus aminte de acest caz? Cum ați întrebat de faptul de cum erau internați sau nu în, 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 spitalele psihiatrice. El a fost dus după, aceea, după aceasta la Costiujeni și la sfatul medicului, după cum relatează, el nu primea pastilele și poate datorită acestui fapt a fost salvat. Asta e tot ce înseamnă cuvântul dramă. Dramă și o mișcare de rezistență în perioada aceasta a existat sub diferite forme. Am des cazul cu Petru Cărare, care a scos o carte admirabilă, extraordinară de poezii satirice, se numea Să ieți. Și acum o, o poezie pe care o știu, eu mi-am procurat cartea aceasta, procuram totul la zi, peste câteva zile umblau și întrebau cine a procurat cartea, cine a cumpărat-o să o dea, e, erau confiscate, adunate de, de către securitate. O poezie de acolo, noi avem un hoț în casă, noi cu hoțul stăm la masă, ne-a ieșit mai ieri în cale cu idei și cu pistoale, iar acum se îndură să ne ia pâinea de la gură. Și încă altă noutate, ești dator să-i spui și frate. Dar să-i dai în loc de pită un calup de dinamită. Desigur, era clar de cine era. Până. Noi simțeam zilnic e, și această noutate de a-i spune frate mai mare și că-l iubești, nu se mai o rușă niciodată, nici, nici acum. Vor să fie cei mai iubiți, cei mai respectați, fără să înțeleagă elementarul că pentru aceasta trebuie să ai temeiuri solide. Noi avem ghileonul de a perpetua niște conduceri nesăbuite nepregătite și insensibile la valorile naționale. Toți sunt preocupați, sau majoritatea sunt preocupați de afaceri, de business, de capitaluri și așa mai departe. Și problemele acestea de stringență absolută, cum ar fi limba maternă, literatura, cuvântul scris, cuvântul cântat, Așa, istoria sunt neglijate într-un mod nepermis. De fiecare dată mi se creează impresia că același moldovenism primitiv care a fost promovat și e, inerent cultivat în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de 45, sub o altă formă, dar practic nimic nou, este promovat și după 1900, 91. Păi cine îl promovează? De ce nu reușim ea. să fim imuni față de acest, această politică de moldovenizare, da? politică inventată de către Uniunea Sovietică? Au trecut totuși 30 de ani de la destrămarea Imperiului. Au trecut, a trecut libertate. Au trecut 30 de ani, dar din păcate, unele din formațiunile politice care promovează uh, aceste idei nu se odisubesc cu dibic după 1945. Și în cazul când sunt promovate, pericolul de revenire la diferite forme totalitare este unul eminent și este alături. Urmează în continuare un proces, proces de uh, promovare a de către anumite formațiuni politice al vechilor idei care au fost în perioada după 1945. Rămânem tot acolo. Deci nici de cum nu putem să ne descătușăm de această imagine a trecutului. Dar Eu cred că Succesele din punct de vedere economic, în primul rând, ale României, ale Uniunii Europene, vor duce la automat la ce mentalul se va, se va schimba. Revenind la perioada anului de după 1945, vreau să vă întreb care a fost soarta bisericilor. Ce s-a întâmplat cu clerul nostru, preuții noștri? Soarta a fost aceeași ca și a mari părți a uh, intelectualilor din Basarabieni, ca și uh, unei părți a țăranilor basarabieni care au fost nevoiți să se refugieze sau au rămas și au căzut sub calvarul nu numai a deportărilor, dar și să nu uităm și de fametea din 1946-1947. Noi cred că am avut în perioada de după 1940 uh, mai multe etape de lichidare a intelectualității românii de pe acest uh, teritoriu, a intelectualității naționale. Primul pas a fost făcut în anul uh, 1940, odată cu data de 28 iunie, în care mare parte a intelectualilor au fost nevoiți, inclusiv și a preoților, au fost nevoiți să se refugieze în uh, uh, România. Cea de-a doua lovitură a fost dată după 23 august 1944. Atunci în când care de a produs... oară a fost ocupată Basarabia Exact, de da, către Uniunea pare... Sovietică. Da, exact. Și cea de-a treia lovitură decisivă a fost dată în perioada anilor 1949-1951 prin deporterile. Da. A pentru deportări de populație. În așa fel, noi practic am rămas fără de intelectualitate pe acest teritoriu. Metodele de distrugere a reprezentanților lucrurilor au fost diferite. Prima, exterminarea acestora. Am să vă duc doar o cifră. Imediat după 1940, dacă mă refer la prima etapă, în județul uh, Cetatea Albă, în satul Volentire, actualmente în Stefan uh, Ștefan, Ștefan, Ștefan Vodă, Vodă, a fost omorâți 16 preoți. O altă formă era închiderea, propriu-zis, a bisericilor și a mănăstirilor, cea de a treia, uh, deportarea uh, a anumitor persoane. În așa fel, noi am avut uh, o dramă. În 1944, erau în jur de 958 de biserici, 30 de mănăstiri funcționabile și în jur de 1000 și vreo 58 59 de preoți care slujeau, care își duceau activitatea aici în Basarabia, în cadrul Mitropoliei. Ce s-a întâmplat cu soarta Mitropoliei Basarabiei, de fapt, este în sincron cu soarta întregii Basarabiei sau întregii culturii românești în Basarabia. Ce s-a întâmplat? imediat în 1944, au început preoții să fie deportați. Chiar cunosc câteva cazuri din memoriile părintelui Paul Mihail, când se retrăgea, se refugia în România, ziceau că foarte mulți preoți erau opriți în, la frontieră, chiar dacă mai era mai era posibil în jur de 7-8 ore să poți trece, să... era trecere liberă, totuși ostașii sovietici îi opreau la frontieră, depozitau pe tot ce aveau preoți, îi lăsa cu nimic și îi aruncau așa peste pod, se plece singur, așa, fără nimic, din alt punct de vedere. El a fost martorul când un preot Burjakovski, din Basarabia, într-o polemică cu ostașii sovietici, pur și simplu l-au îmbușcat pe loc. O altă categorie de preuți a fost stârpită până în 1944. În perioada aceasta, în 1941, 1941 și ceva, au fost îmbușcați peste 250 de preoți. Și aici vreau să-i reamintesc despre cunoscuta dramă a, un, a unei familii de preoți. Este vorba de părintele Mihai Miziunski, de la Căușeni volintiri, statul volintiri, când se ascundea se ascundea în pădure, se ascundea pentru că e, mereu îi punea taxe mari, să biserica, biserica când au venit prima ocupație sovietică, aici în 1940. E, și când mereu îi se mărea taxa, el se ascundea, se ascundea până cineva îi spune, zice, au plecat, au plecat rușii, poți veni în sat. Zice că nu mai ajungea acasă în sat, ajungea la casa parohială, îl bate la ușă, leau o ostașii sovietici, leau pe el, preoteasa și copila de 12 ani. Îi duc în marginea satului și îi împușcă pe toți trei. Iată, de această soartă a avut parte foarte mulți preoți. Un preot, îmi scap acum numele exact, a primit 5 ani de penitenciar pentru faptul că biserica în care slujea era rece și oamenii i-au înghețat și au prins viroze. Pentru faptul acesta a fost deportat. Un alt preot zice că, când a botezat un copil, copilul a răcit și, la fel, a fost împușcat. Deci, ce motive s-a ducea de, de, pentru a ucide unul, pentru a stârpi un preot. Să nu uităm și de un anumit caz din 1963, atunci când peste noapte a fost aruncată în aer clopotnița ori în anul 1900... Clopotnița din centrul Chișinăului? Da, Clopotnița din centrul Chișinăului peste noapte a fost aruncată în aer. Mi-aduc aminte de un, într-un document, um, organizația de partid de la une, de Universitatea Agricolă ar fi scris un demers în baza la care ea nu s-ar fi încadrat organic în conceptul arhitectural al Chișinăului. Cauzele clar că erau altele cu toată statul aparte de biserică și lupta tot ce înseamnă uh, religie în Republica Moldova. Foarte multe biserici mănăstiri au fost transformate în depozite, în spitale pe timpul sovietic. Dar eu mă întreb unde se rugau oamenii, unde botezau copiii? Oamenii întotdeauna s-au uh, rugat, indiferent uh, de, de ce nu s-ar fi, uh, fi întâmplat, fie că acestea erau uh, bisericile, existau anumite limite peste care organele de partid încercau că nu pot să treacă, Fii că ei se rugau acasă. Mămică mea, după, cum îmi povestea, eu am fost botezat pe cuptor ca să nu afle altă lume. Eu am stat în forme. Preotul întotdeauna a fost alături de țăran cei care au crezut, cei care au crezut din suflet, ori din intelectuale. Dar cu ce am greșit noi, domnule profesor, pe lumea asta, astfel încât am fost supuși și atât chinuri, am fost supuși acestei terori, fără margine. Nu am greșit noi, ei au greșit. Ei au greșit în atitudinea față de noi și de aceea, astăzi când vorbim despre un regim criminal, totalitar, instaurat în Republica Soviet-Socialistă Moldovenească, pe acest teritoriu, crimele acestea odioase ale lor trebuie scoase în permanență în evidență și de vorbit despre acestea pentru a nu permite o reîntoarcere la trecut. Ori, dacă citim și documentele programatice, spre exemplu, decizii din anul 2009, adunării parlamentare a Consiliului Europei vis-a-vis -vis de totalitarism, spune foarte clar, pentru un parcurs european al Republicii Moldova trebuie să debărăsăm de acest viciu al trecutului. Nu poți să vorbești de parte de valori democratice europene, stărești cu un mental care ține de domeniul trecutului. Și atât anumite tentative de fiecare dată de instaurare a unor asemenea regimuri trebuie scurmate de fiecare dată și este o misiune a noastră, a tuturor. Periculul este iminent, ne paște de fiecare dată. Și el este alături. În pofidul acestui proces foarte obraznic, sălbatic, de deznaționalizare, de exterminare, da? Cum au reușit noi, ca societate, să ne păstrăm ființa națională pe toată durata întregii perioade sovietice, astfel încât, la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, să obținem acele mari victorii. În primul rând, 31 august 1989, declararea limbii române ca limbă oficială pe acest teritoriu a urmat declarație de suveranitate, tricolorul, independența. Cum am reușit noi toate aceste lucruri? În condițiile unei rusificări foarte și foarte puternice. Eu cred că mai mulți factori sunt datorită familiei, datorită bisericii și în special datorită intelectualității. Să nu uităm că în primele rânduri ale mișcării naționale, în perioada anilor 1988 1989 au fost intelectuale și au fost scriitorii, cadrele universitare, profesorii. Numai că am crezut atunci în 1991 cu întoarcere la trecut, nu poate să existe, din păcate nu așa a fost Fie, După perioadă scurtă, 1991-1994, am avut acel renuit eveniment casa noastră, revenirea treptată la alte valori și iarăși dilema veșnică identitară existentă pe loc, polarizată, împărțită între diferite formațiuni politice care nici de cum nu le permit nouă o ascensiune spre o percepție a tot ce înseamnă un popor român, a promovării valorilor europene. Unde a dispărut acel spirit al anilor 90 al tinerei generații, nu vedem nici intelectualitatea să se implice într-o măsură mai mare, așa cum a făcut-o atunci, în, la sfârșitul anilor 80, să, devină, să vină în primele rânduri, să provoace cumva aceste schimbări pe care, iată, le așteptăm de 30 de ani. Sunt uh, totalmente solidar cu dumneavoastră când vorbiți de un spirit care uh, l-am avut noi, generația noastră, și care nu-l avem în ansamblu, dar eu vreau să cred astăzi, de mai există o masă critică de oameni care gândesc și nu trebuie să ne lăsăm pe tânjala, dar să ne gândim că ceea ce a fost în 91 nu poate să se repete sub o formă sau alta. Eu sunt adeptul tezei în care personal am această încredere, care încerc să transmit acest mesaj studenților mei, copiilor mei de, de acasă. Și moment favorabil întotdeauna o să poate să fie găsit. Istoria, se spune, este cea din întâi carte a unui popor. Dacă noi ca societate, care suntem o așchie dintr-un popor, poporul român, nu citim această carte, avem vreun viitor? Dacă nu citim această carte, nu avem acest viitor. Cărțile și lecțiile istoriei trebuie învățate pentru a nu le uita și pentru a nu reveni la trecut, în special în ceea ce înseamnă momentele dramatice ale istoriei. Astăzi suntem un stat independent, Republica Moldova, dar nu trebuie să permitem nimănui să încerce să ne idei false, pe prizmul unui moldovenism primitiv, de care am vorbit împreună cu dumneavoastră despre teoria celor două popoare, ori despre studierea istoriei aparte. Este imposibil să vorbești despre istoria Republicii Moldova din anitate până prezent, fără de exemplu istoria spațiului românesc în, în, Și în, în cred eu că astăzi asemenea aberații, adică nu sunt, mai sunt privite în orice caz la generația de astăzi, care e născută deja după 1991. Ei sunt deja altfel. Și cred că eu că anumite idei de acest gen nici cum nu pot să fie promovate de ei. Și eu sper și cred în această schimbare care urmează să fie făcută. Dar e nevoie de curaj, consecvență, demnitate și de restabilire a memoriei istorice. Patru factori care ți-ați menționat cred că sunt esențiali. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu deja vă dau întâlnire pe 14 august. Mergem într-o scurtă vacanță. Iar până atunci, vă invit să urmăriți lecția de istorie în fiecare sâmbătă, de la ora 19.00, în reluare, până pe 14 august. Toate bune, sănătate și nu uitați! Aveți grijă de dumneavoastră și de sănătatea celor din jur. La revedere!